Adrian Medvedi, etnic român din comuna Hirță, regiunea Cernăuți, absolvit Catedra de Filologie Română și Clasică din cadrul Universității Naționale Iuri Fidicovici din Cernăuți. La începutul invaziei rusești pe scară largă, s-a înscris în unitățile de apărare teritorială din regiunea Cernăuți. A fost trimis în regiunea Harkov. 8 luni s-a aflat în raionul Kupiansk, aceeași regiune. În luna septembrie 2022 a participat la eliberarea unor teritorii ucrainene. Ulterior a fost implicat în consolidarea pozițiilor de apărare din apropierea frontierii cu Federația Rusă. 14 luni s-a aflat pe front. În prezent, Adrian Medvedi este șef al secției de cultură, naționalități și religie Hirță. Ca mine au fost zeci de mii de oameni care până la 24 februarie 2022 n-au avut de-a face cu armata sau cu serviciu militar, însă văzând că agresiunea pe scară largă a Federației Ruse asupra Ucrainei au luat arma în mână și au plecat să-și apere familiile, casele, pământul și patria. Prieteniile legate pe câmpul de luptă sunt niște prietenii pe viață. Deci în această perioadă mi-am făcut foarte mulți prieteni care, vorba populară că prietenul la nevoie se cunoaște, știam că în ei puteam avea încredere 100% că nu te lasă pe câmpul de luptă rănit sau mort. Știam sigur că vor face tot posibilul ca să revii acasă. Batalionul nostru s-a format în primele zile ale războiului. 90% din oamenii din acest batalion erau locuitori ai regiunii noastre, de mai multe etnii, eram români, polonezi, ucraineni, chiar și de origine rusă, stabiliți aici încă din timpurile Uniunii Sovietice. Nu am întâlnit niciodată conflicte pe chestiune de limbă, de religie. Acolo principalul e omenia și omul, ce reprezintă el ca om. Nu cine este el, de ce naționalitate sau ce religie are. Limba maternă mi-a ajutat mai ales pe front, foloseam multe cuvinte codificate, fiind ascultați de inamic ca să nu înțeleagă despre ce vorbim. Codificam și denumirile localităților și diferite fraze, dacă totul e ok, aveam un anumit cuvânt, dacă este vreun risc, era alt cuvânt și așa mai departe. E o chestie care ne ajuta ca să nu fim identificați de inamic, ne bombardeze artileria sau dronele. De exemplu, toate localitățile unde ne aflam noi erau codificate cu denumiri din Bucovina, din regiunea Cernăuți. Deci inamicul, dacă ne asculta și auzea, de exemplu, Putila, verificând pe Google Maps sau în internet, își dădea seama că Putila este la 1300 de kilometri de linia frontului și nu înțelegeau despre ce localitate este vorba de acolo, din regiunea Harkiv. Momentele triste sunt în principal pierderea camarazilor. De fiecare dată când pierdeam pe cineva care l-am cunoscut, care a fost împreună cu noi din primele zile, sunt aceleași emoții grele de trecut peste ele, știind că fiecare avea acasă familie și cel mai greu gând era că cum să anunțăm pe
pe cei de acasă, care îl așteptau, credeau, se rugau să-și vadă fiul, soțul, tatăl viu și sănătos să se întoarcă acasă, și trebuia să fie anunțat că nu mai este în viață. Nu putem face altceva decât să ne rugăm și să depunem tot efortul ca rănitul sau cadavrul să fie întors la patrie, ca să fie îngropat, înmormântat creștinește și să aibă cei rudele și unde veni și aprinde o lumânare. Tot timpul așteptam să putem face legătură cu cei de acasă, deoarece erau zile, cea mai lungă perioadă, o săptămână, când nu am avut legătură cu cei de acasă și știam că starea lor morală este distrusă, deoarece nu aveau nicio înștiințare despre noi. Dar îi anunțam tot timpul să nu retrăiască, deoarece erau misiuni diferite, care durau o zi, două, au fost și o săptămână, când îi preîntâmpinam că nu o să avem semnal telefonic, nu o să avem legătură prin internet. Și cu prima ocazie ce făceam, când apărea legătura, sunam acasă și spuneam că sunt bine. Acestea cred că erau cele mai așteptate cuvinte. Pentru noi, militarii, important era ca cei de acasă să se simtă bine, să fie în siguranță. De aceea mulți și în ziua de azi, după 2 ani de război, încă sunt pe linia frontului și luptă acolo, când, ținând legătura cu ei, au o frază care o folosesc tot timpul: mai bine stăm noi aici și știm că noștri acasă sunt în siguranță, decât să fie invers. Sunt oameni care cred că cineva din militare a mers pentru un salariu sau pentru să-și facă un nume sau nu știu ce. Au mers toți pe 24, în primele luni de război, toți au mers voluntari. Nu știa nimeni că o să primească un salariu măcar de o grivnă. Nici nu se discuta la început de salariu sau ceva. Toți au mers dintr-un simplu motiv: să își apere casele, familiile și pe cei dragi. Părerea mea e că cel mai mult au nevoie de o susținere morală și de o înțelegere a societății că ei luptă pentru binele nostru al tuturor. Referitor la ajutoare, și în ziua de azi ne ocupăm în regiunea noastră, în comuna noastră, adunăm diferite ajutoare, atât produse alimentare, cât și strictă necesitate, produse de igienă, de care este foarte mare nevoie pe front, deoarece când am ajuns pe linia zero, pe frontul din estul Ucrainei, cea mai mare problemă care am avut-o a fost cu igiena, cu spălarea. Nu aveam apă, nu aveam condiții să spălăm hainele. Deci vă dați seama că săpând tranșee, ploaie, au fost 3 luni de ploaie continuă, n-am văzut soarele 3 luni de zile. Credeam că nu se mai termină ploaia, acest peizaj gri de stare, de plus starea și morală, frica de moarte. Cine zice că nu au, soldații nu au frică, este frică. Frică nu au numai oamenii care nu gândesc. Fiecare vrea să trăiască, să-și vadă familia, să se întoarcă acasă. Eram foarte bucuros când mă contactau jurnaliști din România pentru a afla de la prima sursă informațiile ce se întâmplă pe front. Deoarece informațiile care de multe ori sunt în internet, la diferite televiziuni, atât în Europa cât și în Ucraina, sunt foarte multe fake news, din păcate, care sunt ca un rezultat al luptei informaționale pe care o duce Federația Rusă pentru a diminua într-un fel sau a găsi o scuză pentru atacarea Ucrainei pe scară largă. De aceea, când aveam ocazia să vorbesc cu jurnaliști din România, le explicam situația de la fața locului, să zicem așa, și încercam să aduc la cunoștința
telespectatorilor, ascultătorilor, că Ucraina este o țară care în acest război ea este în se apără, nu este un invadator sau un cotropitor. Țin legătură cu majoritatea camarazilor de acolo, nu, aproape că nu există zi când este posibilitate să ne sunăm, să aflu despre starea lor. Chiar pe 1 decembrie, în tot anul, până la război, eram undeva în România, sărbătoream Ziua Națională a României. Anul acesta am ales să fiu sub Bahmut, am plecat împreună cu primarul din Herța și cu alți doi colegi, un consilier și un funcționar de la primărie, cu un ajutor umanitar pentru băieții care luptau sub Bahmut. Și cu două zile înainte de asta am pierdut mulți camarazi, a fost un atac al rușilor și din păcate, în 2 decembrie am participat și la funerariile, am îngropat doi camarazi aici în Cernăuți, pe aleea Slavei din cimitirul din Cernăuți. Lucrul cel mai important pentru ei, când ne-au văzut pe noi că am venit, nu a fost acele ajutoare ce le-am dus, dar discuția și sentimentul că nu i-am uitat, că cei din spatele frontului sunt împreună cu ei, atât moral cât și cu ajutoare. Și a fost cineva din camarazi, s-a exprimat, va, ce bine că vedem pe cineva de pe continent. Adică ei se simt cumva pe o insulă, adică noi cei din spatele frontului am fi pe continent, iar ei pe o insulă părăsită. Acest lucru, ca ei să nu se simtă uitați, este foarte important și pentru aceasta trebuie noi cei de acasă să fim mereu cu gândul la ei, să ajutăm cu ce putem, să-i susținem moral, că e foarte important. Că să știe că sunt așteptați acasă, cu victorie, cu sănătoși și vii, principal. Cel mai bun tratament psihologic pentru mine este discuția cu familia, liniștea pe care o simțim cât de cât aici, în vestul Ucrainei, în Cernăuți, siguranța, un lucru foarte important, deoarece văzând trăirile acelor oameni care au fost sub ocupație jumătate de an și au rămas și în ziua de azi, sunt în zona de conflict, în zona de război, ei pur și simplu nu își trăiesc viața normală. Și-au amenajat subsolurile, le-au făcut camere unde trăiesc, practic. Casele sunt distruse, casele sunt avariate de proiectile și așa mai departe. Deci locul lor de trai este subsolul. Noi încă avem ocazia și această fericire să trăim în casele noastre, să ne simțim cât de cât în siguranță. Și acest lucru cred că este cel mai bun tratament. Familia alături, toți sănătoși, o vorbă bună, prieteni, colegi de serviciu și așa mai departe. Acest proiect este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.